Контактировал директора Андрея Репрезентанцева. Тому ми запрошуємо не тільки відвідувати ці місця. У Глибоцькому районі і на Буковині є багато місць, де у нас є спільна історія. Și de atunci, și drept pentru care vă invităm să veniți să vizitați și alte obiective importante, istorice, pentru că în raionul Hlibuca sunt foarte multe obiective care au o conotație istorică comună la nivelul țărilor noastre. Vă invităm să le vizitați și la nivel oficial și la nivelul cetățenilor simpli. Zavșdi budem radi. De fiecare dată vom fi bucuroși să vă primim aici, în raionul Hlibuca. Eu aș vrea să mai spun în viață un fapt care este un fapt foarte real. Noi aici suntem aduși de către jertfa martirilor noștri. Iată cu scurt ce cât crea să te duce real în ce răsprăsmul și jertfa. Ei ne trag de mânecă și ne spun. Bună, ea crea sclăciut. Putem noi să refuzăm? Moje mai mai vitmovă. România a fost foarte afectată de agresiunea pe care Rusia a făcut-o asupra Ucrainei. România була надзвичайно, скажем, мала якусь позицію стосовно того, що була зовнішня анексія і зовнішній вплив Росії. Iar România nu este numai un membru al Uniunii Europene. A România це не є тільки член Європейського Союзу. Este un vecin al Ucrainei. România este susținută în Ucraina. Interesul României este ca aici să fie un popor puternic, un popor care să-și poată manifesta liber identitatea sa națională, un popor care să ne dea și nouă mai multă forță. A interes, безпосередньо, прямий інтерес Румунії є те, що тут повинен бути дуже сильний народ, який повинен би надати і нам більше сили. І через цю призму зацікавленість і інтерес румунської сторони, щоб мати безпосередньо сильну. Iar acest eveniment istoric, tragic, de la 1 aprilie, este practic un eveniment comun al nostru. Este o primă adunare la oaltă a noastră. А якраз ця подія, яка відбулася 1 квітня, це наша спільна трагедія, яка відбулася тут, і вона нас повинна з'єднувати заради того, щоб вона. Deci să ascultăm chemarea martirilor noștri și să ne clădim împreună un viitor mai bun pentru neamurile noastre. Щоб ми зараз почули те, що волять наші жертви тут, які погибли тут, і разом творити, і об'єднати, консолідувати наші зусилля. Дуже дякую. Згідний повністю. На тоталітаті сюди ходили. Коли два сусіди живуть дружно. Atunci când doi vecini lucrează și viețuiesc în formă prietenească, în formă comună se ajută. Тоді третій далекий, східний, ніколи сюди не прийде. Iar al treilea vecin, care este destul de departe, noi niciodată nu vom veni până aici. Așa este. Mulțumim.